Ziua de 9 mai reînvie în conștiința poporului român trei evenimente majore din istoria sa. Este vorba despre proclamarea independenței de stat a României în 9 mai 1877, victoria Coaliției Națiunilor Unite în cel de-al doilea război mondial în 9 mai 1945, precum și Ziua Europei. Militarii Batalionului 612 Artilerii tank Maramureș vor lua parte la ceremonia militară organizată în cadrul festivității ce va marca sărbătorirea celor trei evenimente istorice marți 9 mai, la Monumentul Ostașului Român și la Cimitirul Comemorativ din Parcul Municipal Regina Maria. Urbis Baia Mar a început să elibereze abonamente gratuite pentru pensionarii peste 70 de ani care au domiciliu în municipiu. Cei interesați se pot adresa chioșcurilor de bilete și abonamente ale societății. Eliberarea abonamentelor lunare de călătorie gratuită se face pe baza adeverințelor semestriale emise de Serviciul Public Asistență Socială și Cartea de Identitate a Beneficiarului. Inspectoratul Școlar Județean Maramureș și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Maramureș organizează a 17-a ediție a Târgului Ofertelor Educaționale. Evenimentul din acest an este intitulat Career Planner Maramureș și se va desfășura la Molul Băimărean în perioada 5-6 mai. Conferința de deschidere va avea loc mâine cu începere de la ora 10. Târgul Ofertelor Educaționale este organizat în parteneriat cu Consiliul Județean și Camera de Comerț și Industrie.